Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Arnișina iunie 2018 și 2. Probleme curente ale activității Consiliului Local al Comunei Arnișina. Înainte de a spune la vot ordinea de zi, aș dori să mai întoarcem pe ordinea de zi un nou proiect de hotărâre care l-a schimbat asta acum. Cine este pentru? Și acum să spun la vot ordinea de zi. Procesul verbal la ședința anterioară. Doamne. Mă bucur. Ok, deci la primul proiect. Ce sume avem la venituri minus? Este vorba de 10.000 la cultură. Pentru înainte era Bugurii Codrului, anul acesta fiind 475 de ani de atestare documentară a localității Arniș, l-am numit Arniș 475 și am primit suma de 10.000 de lei. Iar la planul urbanistic general, sigur, suma solicitată de către noi a fost 16.700 și am primit 10% 1.670. Cu specificarea că diferența o să o primim în prima rectificare august-septembrie. Celelalte mișcări pe care le observați cu minus din trimestrul 4 și plus în trimestrul 3 nu sunt decât pentru a avea deschideri la nivelul trimestrului 3, s-au luat sumele pentru că în trimestrul 4 au fost mai mari și mai multe pe sfârșit de an și s-au transferat în trimestrul 3. Deci plusul la nivel de buget este cel de 11.670, restul sunt doar transferuri de la un capitol din trimestrul 4 în trimestrul 3. Mai mult am mai discutat și pe comisii, dar nu am ce să adaug decât că doamna contabilă avea nevoie de deschideri la nivelul trimestrului 3 și s-au făcut transferuri din 4. Deci tot ce e minus în 4 se aduce cu plus în trimestrul 3. Cam atât. Doamne, nu aveți cuvântul, dacă doriți să faceți cuvântul. Doamne, Mateșan. N-am mai discutat despre sume. În principiu ar fi ok. Ce singur cu ce mai aș întreba, că a rămas să mai discutăm în plen, e asta la agricultură, silvicultură, ăștia 60, ăștia erau până de exploatare? Da, e vorba de acolo am plătit amenajamentul pastoral, da. Și acum trebuia pus suma înapoi din trimestrul 4, pentru că efectiv suma prevăzută a fost în 4. Okay. Și s-a făcut transferul agricultură, silvicultură la cheltuieli materiale, suma de 60.000 din 4 în 3. Alte întrebări nu mai am, pentru că am întrebat și de pe la școală ce au avut, apoi să cei, nu știu, cât, ce treabă au, nu știu. Domnul Sandou? Văd aici la sănătate 10.000. Ăștia sunt la dispensar sau da. Da. Și au fost în 4 și am adus da, la gospodărie populație zice 26. Da. Cheltuieli materiale. Da, pentru că urmează acum după finalizarea achiziției publice la apă Tămășești și stație Arniș, să avem niște cheltuieli odată cu achizițiile publice vor fi 10.000 plus avizele care urmează să le rezolvăm luna iulie, sper. Cam atât. Domnul Mateșan? Șaume? Nu. Domnul Mici? Nu. Atunci, supun la vot primul punct de ordine aici, cine este pentru? În votul de partea. Punctul 2 de ordine aici. După cum ați observat, azi am publicat de către Agenția de Dezvoltare Maramureș, să adoptăm o
hotărâre prin care să mă permit să pot participa la adunarea generală a asociației. Sigur, am înțeles de ce trebuia expre, pentru că noi am mai adoptat acum 2 ani o hotărâre prin care am fost mandatat să particip și să pot vota la astfel de ședință. Nu am zis ca să nu încurcăm, pentru că e un an în care am înțeles că vor fi investiții foarte mari la Vital Baia Mare și atunci, pentru a nu le stopa investițiile, am zis că o să o bag pe ordinea de zi în ședința de azi, pentru că ieri nu știam de aia. Fac pentru care, sigur, vă rog să votați în forma propusă. Gabi? Ce pot să zic? Dacă îmi puternicim, ar fi interesant ce idee mergem. Deci ideea e de a le majora, practic, sumele. Adică mă refer la mandatul nostru care vă duceți sub ce idee. Da, să susțin. Deci să susțineți creșterile respective. Să susțin. Dar ăsta, Vitale S.A. e de stat, ori privat? E pe lângă Consiliul. Sau e așa, am înțeles. Cum în drumurile comune. Am înțeles. Aici e o societate pe lângă Consiliul Local. Și cred că e cu de-asta privat. E public privat. Public privat. Și e asociare. Și parte din sume și ei cu apoi legal. Normal. Interesantă poveste. Săraci, noi le scumpim și noi nu știm ce tremureau ei acolo. Dacă ești atât timp când noi am fost situația și chiar pot să vă spun că au investiții de zeci de milioane de euro și probabil de aia sunt niște cheltuieli cu avize, cu SV-uri care trebuie suportate de către ei. Investiția se va face de către Ministerul Dezvoltării, dar celelalte sunt cheltuieli proprii. Okay, atât. Domnul Sadu? Eu de acord să-l mandatăm pe domn primar, dar să nu mărească pe Ion Slavici, pe Unirii și pe Gheorghe, cu Zavodă. Pe trei zile să nu mă rească. O să mă abțin la vot. Acolo mă interesează. Dar stai să spun, dar n-am voie să votez, că eu îs... Direct implicat. Da, direct implicat. Păi cum dacă nu e omul, dar nu glumesc. Nu votăm majorare, ne ajutăm mandatarea primarului la Adi Maramureș, care participă la legi. Da. Abțin. Domnul Deci nu știu cum vă trebuie. Punctul 3. Problemele prezente ale acestei consiliu ca atunci. După cum ați văzut, domnul Sabăr, ne-am ținut de cuvânt cu geamile și ușile, nu depins de mine, pentru că m-au rugat să avem îndeplinința până finalizează Borșa, pentru că soținul de cuvânt le-a spus până la sfârșitul lumii, sunt făcute, s-a aduse, decât mai au montajele de făcut, la lor din azi. Atunci vin și gata tot, și da. Pe tine și alea din sus. Dar pun și la micile, sus. Da, s-a dus. Bine, că i-a spus atunci că o zic că se le montează, n-avea rost să pui geamul, face, prinde praf acolo, trebuie să strângă tămarfa, așa, când facem tot zi, să le pun odată și atunci fie că... Eu o să te sune, să te anunțe, da. Când știm, da, să nu vezi probleme. Să fie acolo și să nu vezi geamul, îl luați, să vin și mai încolo. Da, păi haideți liniștit că facem o cărmeză, care e cu nu știu mai săracul. Nu mă bazez, că mai chema și după aceea te-ai răspândit direct, acolo. Nu mă face și zic, era în altă barcă atunci, domnul Călin. Păi nu vă dau o săptămână, da. Mai joacă, da. Da, bun, dacă aveți ceva la diverse, da. Gabi. Hai, eu? Da, ascultă-mi okay. Și ăsta vă tai microfonul, dacă... Da? Bine, fii fericit de microfon. Ce vreau să spun, vis-a-vis de cu domnul secretar aveam vorbă, Dadi reușește, mai spun, nu știu câte ore am mai zis-o și să ne trimită, e bun, materialul în timp util. Acum iar materialul a fost prelucrat în data de 22, nu l-am primit în data de 25.
Aici l-aș ruga mult pe domnul secretar, dacă totuși reușește și să toate în sfârșit să ne le trimite materialele în timp util. Adică apar, acum de data asta am avut noroc, a fost un proiect scurt și ne-am descurcat cum ne-am descurcat, dar nu ne, deci noi am primit un 25, un 28, a fost ședința, nu putem face ședința pe comisie în timpul necesar. Nu luni ai primit. Ba da, și a fost 25. Și pe hârtie e scris 22. Ok, și dacă facem ședințele cu 30 înainte cum trebuie să o faci, nu poți face, că n-ai un... De-aia e o rugăminte. De ce era o rugăminte? Ok. M-am zis. Țineți-vă, e o rugăminte dacă poate totuși să le avem în termen. Dar unde mi-e domnul primar, că avem probleme cu rând. Da, e ok. Eu am zis doar dacă se poate. E, dar s-o adresa la domn secretar. A domn primar, dar de v-ați dus, dacă te-ați dus, te nu împărți cu ușa noastră, când o pui? Sau nu vă interesează tine în iarăși loc? O punem și pe da, de 2 ani. Care ușa? Am o dus, măi. Am zis că am o dus, măi. Mă bucur. Anul ăsta, dar nu anul ăsta. Trebuie montat. Nu montăm, da, de dat, da, de dat. O să dau o dată exact, dar o montăm. Așa. Adevărul că nu știi, nu trebuie să... Nu trebuie unde și vie să aduni, de așa de acasă. E mai bine. Așa nu le trebuie pe trei, la ce să... Să recrează și ei undeva. Nu este ușa acolo. Nu, dar... Rămâna de montat ușa afară la cămin, se rămâne, știi, de ușa de afară, ușa de afară de la cămin, separată ca să nu mai să fie aia. E o chestie, e frumoasă ca de asta. Da, e făcută ușa. E făcută, numai trei montată. Numai trei montată, dar bine, implică trepte, un cutură. Deci nu-i numai ușa, că de-o cu ușa în fundație atâta. Bun, o altă întrebare ce mai am eu, dacă să mai permite domnul. Da, o întrebare, da. Două? Dacă mai ales una? Ok, mersi, ești în dulce. Domnul Vici, asta vi se adresează dumneavoastră, vreau să discutăm în ședința anterioară, care a fost, dar sincer am uitat spre rușinea mea. Ce se întâmplă cu lemnele? Încă noi am înțeles că ați făcut verificare la pădure. Da. Așa? Și comisia de verificare. Ce nu știe nimic, nu ați fost la verificare. N-am înțeles. Comisia de verificare a pădurilor care o avem, eu, Ceaube și cu domnul Otto care a fost, de ce nu știe nimic noi asta a fost la verificare? La verificare pădure. Se poate face în orice zi, în afară și de rolul verifica. Nostru în comisia aia care? Deci, la pădurea comunală să... Nu deci... trebuie să ne spuneți. Aia mă interesează. Nu orice. Da. Păi eu văd, eu am înainte vă anunț și vă puteți să veniți oricând. Exact, trebuie să ne spus-o de fiecare dată. Da, da. Înainte voi spune, de-am înainte voi spune. Exact asta ne spus-o de fiecare dată. Nu mă scuz. Stați să vă explic ceva. Când doriți dumneavoastră, nu mă spuneți, miercuri vrem să merg la pădure, pădurarul e cu voi, tot verificat, se poate verifica. Ori la ce ori, în afară de duminica, că e liber. Și landurile noastre mai vin acele, ce se da, landurile nu s-au început exploatarea, pe motivul să vorbim contractul, ea este firma care va exploata. Deci s-o rezolva măcar cu firma. Da, dar să vă explic de ce nu s-a rezolvat. Și vremea a fost unul dintre motive, iar primarul din Băiță o zis că până trec sunt zianile, să nu pe drumul și pe acolo știi ce înseamnă să tragi pe marginea drumului. O fac o curățenie acolo. Trebuie și rămâne la aceeași idee care am stabilit noi. Am vorbit cu firma care exploatează și am fost să fiu anunțat când îți primi 50 de metri cub tragi în rampă și pe urmă vă anunț. Până să ajung în rampă nu are rost tot așa cum a fost înainte, 2 metri chime. Mulțumesc, domnul președinte, că am zis că nu mă trim. Aș mai pune vreo 5, da. Am iarăși ca și simi vis-a-vis cu popicile. Domnul viceprimar. Da, la începutul, dar nu cred că îmi spunea Simi la început, că el din 2008 cu ea reușit acolo. Domnul Vice, acolo unde a făcut Remus, o mai tras apă, tare multă tine acolo. Nu s-ar putea duce o rabă de ceva pe el. Ei, ar fi bun refuz mare? Refuz mare și apoi pus ceva pe ea și pe conductă. Ar trebui pus ceva, că eu îți spun, eu mă duc cu vatră pe drum și de la subăra, că așa, i-am spart de conductă la bietul om, a fost curmă mă și s-a până apoi. Vatră, numai pe drum, poți mea, le pot duce cu roba. Deci acolo o rabă, două, până când i-a venit vremea să se facă drumul, ar fi indicat. Da, rabe. Adică, nu una jumătate la tine, jumătate și la mine, acolo sus la bloc. Că nu știu, tatăl zis, dar nu... Da, poți nu-i vede, ce are și tu? M-a ducat la din ora și jumătate și a ducat la două. Deci eu nu le... Domnul, e bine, nu am eu. Și încă ceva, acolo la podurile ale domnului, ce trebuie făcut ceva. Cu podurile, cu cei cu plantele ale de la salaș ce ne le-a dus. Aia și singura soluție, folie după undeva, după la... Chiar la... nu e. Și tras și pus ceva pe mâine. Dar la alte, cred că. Atunci am fost acolo. Nu. Deci aia și... Domnule, nu era o cetățeancă cu roba, cum a fost gălit acolo,
da. Ales astea sunt alte povești. Da, trebuie să poarte, că trebuie, valea trebuie să se colmatează, că așa se pierde încă. Deci, ca să știi care e motivul și sunt acolo viețuitoare, nu s-au dus numai organice, nu s-au dus anorganice. Da, deci ce e biodegradabil se poate pune, ce e, nu, domnul secretar? Deci asta, acolo ar trebui, acolo ar trebui, îți spun, asta și singura soluție. Tras ceva folie pe el și pus pământ, altfel nu scăpăm el. Acasă în oglinzi, că e foarte strâmt acolo și cum ai ieșit din pod, nu aveți care... Până cea mai bună soluție care ai făcut. Stricat podul și mai pot merge. Am aflat soluția la ale, dar soluția de acolo n-am animalele respective. Nu glumesc. Da, uitați-vă la cazul unde am lucrat, acolo pe colțul ăla, am rugat panelul de la pod să stai. Cu capurile? Le mănâncă capurile. Mi s-a dus tufa din tuf. Nu glumesc. Dar păi am o capră, dar o duc acolo și zic, o leg acolo. Le mănâncă capurile, mă, și le nenorocesc, serios vorbesc. No. De la mâncanar și eu, da. Nu știu, dar îi... O să facem acțiune oricum când viu pe Tănușești, o să fiu mai mult timp acolo și o să facem... Că mi-am vrut și eu cu coasă, cu plec. Oricum aprindem și după aia punem ceva, dar nu folia o să o spargă. Ceva plas, nu știu ce. Nu mai are putere să o spargă dacă pui pământ pe. Nu pământ, punem pământ pe margă, punem niște refuz. S-a refuz sau ceva, s-a balat, ceva da. Greu. Ok. Da. Bun, domnul Mateșan, da ceva la universitate. Ciao, bine. Nu de trece. De trece. Am uite data asta de trece. La el? Data viitoare. El are două guverni, trebuie și acela de la Budapest. Da, fii atent, am un sincer. Când atunci când a făcut tine, n-am zis, bă, i-ar fi păcat să băgăm raba aici că e mole. Când se întărește, contactează. Nu, 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 nu are nouă inire. Avea are mole. Colegului. Să întărește, sună-mă. Hai numărul de telefon. Nu e vorba de omenie, dar e vorba de acolo când se duce mașina, dacă lumea basculei jos, blochezi un drum. Deci trebuie să iei acasă, iei tăte să bată. Poate bascula așa, ominește, când se basculează pe drum, normal. Și vine un, două, că doar multe, de 5 minute. Și da, te lucrăște. Pe urmă, 7-8 metri. Întrăști, e prea mirabă, așa. Păi și întrăști eu vorba de mază. Să ori de trebuie. Teatră mare, teatră, că acolo și refuz, orice, și balastru, nu sunt nici cu balastru, are orice. Dacă mă gândesc, poate și am o sală. Și tu trebuie, nu trebuie la da, la mine când îl trimis, domnul Vicent? Mâine? Ce nu vreau să vă cumpărați? Da, te sun și te duci că e la pasura. Și încă ceva, ce ți-a trebuit, domnule, am uneori caminte, că am uitat. Lângă Vironica, acolo unde a scos pământul ăla. Băi, deci la se strântează drumul și pământul ăla tot îl duce ploaia. Ai văzut? Nu. Nu știu cum l-am... Am fost și când am desfundat podul, am luat-o și în freză atunci am desfundat podul. Dar am tatam... Aia o rezolvăm după ce am tractorul cu remonte. Da, n-ați făcut târgul cu Mircea. E făcut, îmi aduce factura, mai are el o problemă de rezolvat. Să vă spun foarte sincer. Mă l-a luat fără cupă. Că nici nu-mi trebuie cupa. Și nu-l lua cupa jos. El a zis foarte clar, nu mi-l plăti, îl aduc, lucrez lucru. Nu mi-l aduce. Că ne facem, îl aduci cu cup, după aia se vede că dăm interpretări. Ieți cupa jos. Nu, și a zis că sâmbătă e cupa jos. Sâmbătă e cupa jos și după aia ne mai trebuie o remorcă mă luați pe 5-5 tone să pot purta pământ. Prima uliță care o să o fac în Tămășești demonstrativ o să fie ulița care suie la urmă. Și pe parte, și pe alta. Cu înjurăturile de rigoare cu tot. Am fost foarte înjurat pe ulița Bisericii. De ce? Mai... Normal. De ce dau drumul la apă pe drumul în șanțuii? Da, am auzit și eu. Da. Cine... Apa trebuie să meargă pe mijlocul drumului. Când am chinuit să-i dau drumul pe mijlocul drumului și au fost spart podurile acolo, am stat personal... Doamne, ce puneți invers să meargă apa la deal. De ce ne pui interzis? Nu vreau să-l luau pe frate tot. Dacă te-a făcut ăla în Tămășești, nu a făcut tot Tămășeștiul. O ploua, o dat drumul la tot apă, o dirijat-o din pe ulița de sus până din jos, tot o dirijat-o în șanță. Singur. M-am dus la DZPZ. Ulița lui de acasă, 80 de metri,
La noi nu s-a putut face alee în fața instituției. Atâta curățat. Eu după la școală, ulița lui de acasă putea să meargă două mașini liniștit, curățate de zăpadă până în asfalt. Felicitări lui. Da. Unde trebuie? Și eu, da. Și eu la da, ăsta e unul, dar avem cazul care mi s-a spus foarte clar. Apa nu pășam, e păcat, încă n-are, nu își poate să bani. Străcă și asfalt, îi păcat, pus asfalt și nu știu când el a mai reparat cineva. Eu îl apreciez pe faptul că e harnic, dar aș vrea să fie harnic pentru el. Și că o să am încheiat subiectul. Mâinile care ajută sunt mai sfinte ca gura care se roagă. Da. Da, îmi dori și domnul Lică să facă la fel, să curețe șanțurile. Eu le curăț apa mea. Nu! Auzi? Da, și pe noastră poți. Da. Că nu-i da, da. Cum și-o lasă să tare nouă? Da. Păi, Lică, noi totdeauna vedem pe alții, că noi nu ne vedem. Și aici am că eu... Domnul Marezan, știi care te-a admiat, ai putea povesti când ești situația. Din moment ce nu știi, nu, eu le-am zis că trebuie să fie armii pentru el. Pentru el, pentru el. Și după aia mai fie pentru mine, gata. Adăpiți de ședința, nu-mi poate să